În vara lui 2016, de aici a început primul proiect al consilierilor locali USR dedicat copiilor din sectorul 1. Pentru că un oraș civilizat este un oraș prietenos cu copiii. Alături de colegii mei din filiala USR Sector 1, am evaluat, inventariat și fotografiat aproape 100 de locuri de joacă și terenuri virane. Proiect de hotărâre privind sistematizarea actualelor terenuri de joacă aflate în administrarea administrației domeniului public Sector 1, precum și înființarea și amenajarea altora noi. Haideți să trecem la vot. Cine este pentru această hotărâre? 18 voturi pentru, voturi împotrivă, hotărârea a trecut. Apoi, nimic. Bugetele locale aferente anilor 2017 și 2018 nu au cuprins sumele necesare refacerii locurilor de joacă pentru copii, deși au fost excedentare. Practic, hotărârea Consiliului Local a fost ignorată. Abia după 2 ani, în ședința de Consiliu Local din februarie 2019, directorul ADP a anunțat demararea lucrărilor de sistematizare. În 2016, octombrie, a fost aprobat proiectul de resistematizare a locurilor de joacă? Da. A fost pus în aplicare? S-au făcut studii de fezabilitate. Da. Au trecut indicatorii după 4 luni. Am făcut achizițiile în decembrie anul trecut, o parte din ele, o parte le vom face anul ăsta. Da. Și dacă ne ajută Dumnezeu, de săptămâna viitoare începem și execuția lor. Din păcate, ne-am obișnuit deja ca investițiile să fie realizate doar în prag de campanie electorală și chiar și atunci de mântuială. Sectorul 1 însă merită mai mult decât indiferență.